Bună seara! Trebuia să începem altfel această ceremonie de închidere a Festivalului Filmului Central European, dar uneori, ca în această neagră zi, realitatea scrie și scenariile pentru evenimentele culturale. De dimineață ne-a părăsit Ivan Pațaichin, un medaliat olimpic și medaliat mondial, un nume mare al sportului românesc și al sportului internațional, un uriaș al sportului și al modestiei. Iar spre seară s-a petrecut incredibilul. S-a stins din viață și Ion Caramitru. Avea 79 de ani și un veac de teatru. Am să vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru aceste două valori ale neamului românesc care astăzi s-au dus la stele. Vă rog. Vă mulțumesc. De ce am amintit? Că poate o să spuneți ce legătură are filmul cu Ivan Pațaichin, cu Caramitru, sigur are, pentru că are o carieră de film excepțională. Prin acest festival promovăm valoarea născută în România, valoarea la care România este parte și din acest motiv am simțit nevoia, organizatorii au simțit nevoia să omagiem acești doi mari dispăruți ai neamului românesc. Numele meu este Sanda Vișan și sunt directoarea festivalului alături de Bogdan Movilianu, care este directorul artistic al festivalului. Vom modera această seară începută trist, dar sper să ne putem duce la capăt misiunea. Bogdan? Da, bună seara! E greu de zis ceva după momentul ăsta, dar trebuie să continuăm, așa funcționează viața. Așa funcționează și spectacolul, The Show Must Go On. Exact. Iată ne ajungi la ceremonia de închidere a ediției a 5-a a Festivalului de Film Central European Timișoara. Vă ziceam anul trecut să ne găsim sănătoși, sper că s-a adeverit. Din ce văd, pare că da. A fost un festival cel puțin interesant pentru noi, sperăm că a fost și pentru voi. Și ne bucurăm că sunteți în această seară cu noi, cum ați fost și în celelalte seri, în celelalte după-amieze, la toate secțiunile festivalului. Sigur, trebuie să spunem că acest festival la care organizatorii muncesc nu ar fi posibil fără contribuția multor parteneri. Organizatorul festivalului este Asociația Eurofest, iar cei care ne-au susținut sunt partenerii noștri strategici, sunt alături de noi de mai multe ediții. Central European Film Festival Timișoara este un proiect cultural cuprins în programul cultural prioritar general al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara. De asemenea, festivalul este susținut de Centrul Național al Cinematografiei, de Uniunea Cineaștilor din România și de JTI. Partenerii culturali sunt Universitatea de Vest Timișoara, Norwegian Film Institute, Cărturești, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Asociația Culturală Contrasens, UNATC, Arhiva Națională de Filme, Centrul Cultural German, Institutul Francez Timișoara. Dar ce ar fi un eveniment cultural fără media? Cum bine știți, nu avem alte surse imediate de informare despre ce se întâmplă în lumea largă decât cele pe care le furnizează jurnaliștii, cei care lucrează în acest important domeniu. Deci partenerii noștri media sunt TVR Timișoara, Radio România Cultural, ARC, Film New Europe, România Pozitivă, 4arte.ro, Live Timișoara, Zile și Nopți, Revista Film, Tion.ro și Agenda. Partenerii la această ediție, Clătite la Tigaie, OZZ Vintage House și Hotelul Continental. Și acum să trecem la decernarea premiilor. Vom începe cu premiul No Kidding, adică câștigătorul concursului de filme
scurte filmate cu telefonul pentru tineri. Da, trebuie să spunem acest lucru. E o inițiativă pe care am pornit-o aici la dumneavoastră, la Timișoara. Deschidem o ușă liceenilor și îi invităm să facă filme cu ce pot. Anul ăsta au lucrat cu telefonul, da? Și avem și un câștigător. Câștigătoarea este Diana Cheival. O vedem acolo. Este alături este de noi pe aici? Să poftească în scenă. Vă rog să aplaudați viitorii cineaști. Sau nu se știe. Chiar dacă nu va face film, ideea de a participa în acest concurs e un semn că lucrul acesta îi face bine personalității și minții ei și colectivității. Sunt mândri liceenii de ce ai făcut tu? Da, toată lumea e mândră, sper. Mulțumim! Ok, dacă mai vrei să zici ceva? Am vrut să zic că filmul pe care l-am făcut chiar m-a atins din toate punctele de vedere. Așa reprezentat exact cum am fost eu în perioada carantinei, din perspectiva elevului, și mă bucur că a fost apreciat. Îți mulțumim! Mersi! Următorul premiu acordat este premiul Radu Gabrea pentru film studențesc. Juriul de la filmele studențești este format din doamna Melania Oproiu, Montel, o poftim în scenă, domnul Marian Rădulescu, pe care îl știți că e din Timișoara, e cel mai bun prieten cu care să vorbești despre film românesc și nu numai, și Răzvan Popescu, care nu este aici. Răzvan Popescu este membru în Consiliul CNA și, desigur, CNA-ul e vigilent, stă cu ochiul fixat pe ce face, ce fac televiziunile, așa că a trebuit să se întoarcă la București, dar a jurizat. Iată motivația juriului pentru filmul câștigător. Juriul a fost impresionat de ingeniozitatea și maturitatea concepției regizorale, ce transformă realitatea în semn, de felul în care au fost conduși cei doi interpreți, de expresia riguros austeră, prin care este redat momentul unei întâlniri târzii, mult așteptate, cu profunde valențe umaniste, aceea dintre un fiu și un tată rătăcitor. Câștigător, deci, este filmul Vânătoare de cerbi, regia Andrei Olănescu. Și el este prezent, îl poftim în scenă. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Are ceva ce valențe autobiografice filmul? Da, are un... Ce simte? Să spunem, amprentă personală. Mi-am cunoscut tatăl acum 3 ani și acest film a fost cumva o dorință de a-mi elimina demonii. O eliberare, da? Da. Și n-a fost ușor pentru că de cele mai multe ori trebuie să ne înfruntăm demonii și să mai și facem public, asta e partea cea mai dificilă. Nu, asta e partea cea mai frumoasă, să te eliberezi în chipul acesta de tensiunile interioare și de obsesii, împărtășindu-le cu ceilalți și făcând un lucru care rămâne. Da. Îți mulțumim! Mulțumesc și eu! Și acum să trecem la premiile din competiție. Cu această ocazie vom invita pe scenă juriu și îl vom prezenta. Haideți pe scenă! Da, este vorba despre Ana Kovalciuc, actriță. Și vreau să vă spun că Ana Kovalciuc n-a venit singură, a venit cu încă nenăscutul ei băiat. Vă rog să o aplaudați. E o viitoare mamă. Deci avem doi membri ai juriului într-unul, da. Practic. Da, trebuie să o întrebăm ce părere a avut băiatul despre ce a văzut mama. Bună seara! I-a plăcut mult. A zis că îi place la film, mai vrea, mai venim. Deci i-a asigurat viitorul cinematografiei. Da. Mihai Fulger, critic de film și prieten vechi al festivalului, și Laszlo Cantor, venit chiar de la Budapesta, producător de film și prieten vechi al lui Radu Gabrea. Prieten vechi al lui Radu Gabrea, care a inițiat acest festival în 2011, nu numai prieten, a fost și producător la câteva din filmele lui Radu Gabrea. Vă mulțumim! Așadar!
Premiul pentru cel mai bun scenariu îl vom zice începând cu motivația juriului pe care ne-o va spune Mihai. Bună seara! Înainte de a spune motivația, aș vrea să felicit organizatorii acestui festival pentru o ediție excelentă, a cincea excelentă. Aș zice că noua realitate arată bine. Privită dinspre pandemie, dinspre ce trăim în fiecare zi, sigur că arată bine, nu putea să arate rău. Da. Deci, premiul pentru cel mai bun scenariu se acordă, evident, unui scenarist, al cărui nume îl vom afla imediat. Se acordă unui scenarist pentru modul în care a adaptat o proză scurtă, dezvoltând-o într-o narațiune emoționantă, plină de suspans și construind personaje veridice și relevante pentru o temă universală. Este vorba de filmul Persian Lessons, lecțiile persane, iar autorul scenariului este Ilia Zofin. Am aici diploma. Îi va parveni diploma, fiți siguri. Übersetze mir diese 40 Wörter in Phrase. Das sind nur 39 Wörter. Schreib eins dazu. Welches? Wie wär's mit Wahrheit? Dieser Gefangene. Der betrügt sie. Je suis censé inventer 40 mots dans une langue que je ne connais pas. Mais les inventer, c'est pas le plus difficile. Mais les retenir après, c'est impossible. Bot, Raj, Raj, Raj. Ilia Zofin. Pentru următorul premiu, cel de regie, îl vom lăsa pe domnul Laszlo Cantor, care e și producător și regizor, să ne spună motivația premiului. Premiul pentru cea mai bună regie se acordă unui cineast care abordează cu viziune aproape documentaristică și fără tezism de tematica asimilării sociale și a sacrificiului matern, conducând cu măestrie o actriță talentată către o interpretare foarte puternică. Este vorba de filmul Gypsy Queen, Regina Romă. Sucăr de azi de echidăsiu! Me hurau sarec, pavaruda, i pusau sarec biromnii! Dă-mi banii mei. Un căcat îți dau. Ce zici, nu? Hussein Tabak, regizorul acestui film, un fel de Million Dollar Baby, cu o actriță excepțională, care este aici în scenă și va primi premiul. Alina Șerban este absolventă de studii de actorie în Marea Britanie, la New York, deci o actriță cu mare forță emoțională. Cei care veți vedea acest film, care presupun că va intra și în difuzare în România, veți vedea că am dreptate, nu spun adevărul. Bună seara, mulțumesc foarte mult, mulțumesc mult și... Felicitări! Vă mulțumesc mult, mulțumesc foarte mult Bogdan, mulțumesc frumos Ana, vă mulțumesc mult, mult, mult pentru posibilitatea de a împărtăși o poveste foarte importantă pentru mine și Hussein. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun că Hussein Tabak, regizorul acestui film, el vine provine dintr-o familie de curzi turci și mama lui a venit ca emigrant în Germania și pentru că s-a chinuit atât de mult pentru copiii ei să le ofere o viață mai bună, așa cum multe din mame și din tați încearcă pentru copiilor, el a vrut să spună această poveste. Și vreau să vă spun că drumul lui spre a spune povești prin film nu a fost ușor. A pornit chiar ca șofer. Și foarte mulți ani a strâns și a strâns putere și cunoștințe să ajungă și el să facă film. Nu-i știu tot parcursul, doar cât am putut eu să-l cunosc pe Hussein și mi-a devenit ca un frate, pot să vă spun că acest premiu, recunoașterea lui ca artist, înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult pentru el. Și acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun ce înseamnă pentru mine. Cred că acum vreo 12 ani veneam la Timișoara pentru prima dată, la ce era un festival de cultură romă,
și mi-era rușine să spun că eu sunt romă. Și astăzi încă sunt... E o dificultate pentru mulți romi să spun asta așa public. Și am venit cu niște... cu un ghiozdan și un vis în spate. Nu era New York, dar era Timișoara. Și aici am debutat. La un... într-o cămăruță foarte mică undeva am început să-mi spun povestea. Nu mi-am imaginat că peste 12 ani voi fi aici și voi spune o poveste pe care mi-o doream și eu însămi să o văd de când eram mică. Vă mulțumesc foarte mult și înseamnă foarte mult, sper, și pentru comunitatea mea, cât și pentru Hussein și pentru film. Mulțumesc mult! Da, din ce mi-a povestit Alina, o istorie similară, acest film este o victorie a minorităților. Și aș spune a mamelor, și a taților, și a oamenilor care nu renunță. Și asta vă invit și pe dumneavoastră. Oricât de greu ar fi, nu renunțați. Asta am încercat noi, deși au fost foarte multe obstacole să spunem această poveste. Hussein nu a renunțat și asta m-a făcut și pe mine, să cred că ceva imposibil are doar im în față, dar poate să devină posibil. Vă mulțumesc mult și dacă puteți, nu renunțați. Mulțumim, Alina Șerban. Și acum premiul pentru cel mai bun film, Ana Kovalciuk. Ea spune-ne ce a gândit juriul. Bună seara din nou și mulțumesc mult pentru ocazia de a fi aici. A fost o plăcere și o onoare să jurizez alături de acești colegi de juriu și să văd aceste filme extraordinare pe care le-au trimis cineaștri din toată lumea. E minunat că lucrurile încă se întâmplă în ciuda pandemiei și a tuturor piedicilor. Premiul pentru cel mai bun film se acordă lungmetrajului care ne-a impresionat printr-o caracterizare subtilă și atentă la detaliile semnificative și prin atragerea spectatorilor de la primul la ultimul cadru în microcosmosul căsniciei, în care granița dintre bine și rău e chestionată continuu. Da, sună cunoscut, nu? Filmul se intitulează, mă rog, în limba engleză, că el are un titlu în maghiară, desigur, As Far As I Know, din câte știu, este un film semnat de doi tineri regizori maghiari, Nándor Lőrinc și Bálint Nagy. Trebuiau să ajungă aici, nu știu dacă au ajuns. Nu mă corpit la mine. Gyorsan túl leszünk rajta. Did it go with this festival? How was your experience? Bogdan vrea să știe ce experiență au avut cei doi la festivalul nostru. At first, thank you very much. Thank you for mulțumim the jury, mult. Of course, because it's a real honor for us and our feature. I think the topic is very, very difficult and tema very este important. Dificilă și importantă. And we would like to show another point of view for this topic. Și am vrea să arătăm altă experiență pe acest subiect. And we hope this point of view add a lot of things for the audience about this topic, because there are a lot of movies about rape and violence from the victim's point of view, and we would like another point of view. Sunt multe filme despre viol și violență. Aceasta este, ca să zic așa, motorul în acest film. Asta este paranteza mea. Și cei doi au vrut să arate altă perspectivă. And about the festival, we are really honored to be here. Suntem onorați to be to be selected. It was an honor itself. Of course, all the festivals and all the prizes helps us a lot to bring our film to the audience. So thank you very much for that. Festivalurile și premiile vor aduce filmul nostru mai aproape de public, e important. And of course to raise more attention on this important subject. Și să strânim atenția pe această tematică. Thank you very much. Mulțumim. Se încheie a cincea ediție a festivalului și trebuie să vă spun că
Pe lângă acești parteneri pe care i-am citit, pe lângă cei care ne sprijină moral sau fizic, material, merită aplauzele dumneavoastră echipa acestui festival și am să citesc repede numele lor, deși ei ar merita mai multă atenție, dar sunt, așa cum știți, cei din spatele camerelor, proiectoarelor, ecranelor, sunt cei care fac lucrurile să se întâmple. Este vorba despre Victoria Cociaș, președinta Asociației EcoFest, Mario Marian, manager de proiect, Alin Dumbravă, speaker la secțiunile festivalului, Alexandru Mihăiescu, manager de locații, Melania Oproiu, director tehnic, Diana Petruț, responsabil comunicare, Michael Pascu și Radu Duca, echipă de suport, Ozana Botea, coordonatoarea voluntarilor și voluntarii care, dacă sunt aici, îi puftesc în scenă să umple scena cu tinerețea lor. Este vorba despre Ioana Drăgan, Corina Sabău, Alexandra Stânean, Daria Bejenaru, Gabriel Matlac, Mario Nițu, Cireap Mihnea, Cosmina Pescariu, Beniamin Ban, Mirabela Grama, Anastasia Brodețchi și Adela Veconi sau Veconi, nu știu unde stă accentul, dar în orice caz ei sunt aici. Le mulțumim, fără ei publicul poate că ar fi fost mai nesigur. Ei au ghidat oamenii către film. Le mulțumim, iată-i, vă rog să-i aplaudați. Da, mulțumim.